și bine ați revenit pe canalul meu eu sunt Claudia de la Claudia's și astăzi vreau să vă arăt cum i-am decorat agenda pentru luna aprilie după cum ați văzut și în videoclipurile anterioare <coughs> mă scuzați agenda mea este cada, este una simplă neagră și îmi place de obicei să țin aici, în partea aceasta pixurile pe care le folosesc în fiecare lună de obicei țin două pixul propriu zis, în cazul de față, un fine liner, un rol tip pen de 0,5 pe albastru și încă un pix care diferă de la lună la alta în funcție de culoarea pe care o aleg eu să fie reprezentativă pentru acea lună. Aici am un pix cu gel, cu sclipici. A venit într-un set de 12, dar sincer nu vi le recomand pentru că este al doilea pe care îl folosesc și după cum se vede este aproape gata. Și o să vedeți imediat cât de puțin a scris cu el. Plus că se mai și oprea din când în când și trebuia să-i scot mina E. Eh. Bun. Haideți să trecem la aprilie. Aici am ales pentru aprilie, am ales culoarea albastru. Am uh, scris, am făcut acest separator, am să vă las pe aici, pe undeva pe sus, un link să vedeți cum am făcut separatorul. Nu am mai colorat nimic, n-am mai pus abțipilduri. Am lăsat pur și simplu separatorul pe care am scris aprilie cu acel pix cu gel și cu sclipici. Aici am lăsat o pagină, două pagini goale pentru că voi face, voi încerca să fac acel uh, memories, partea aia de memories și voi încerca să desenez sau nu știu, voi încerca să decupez niște imagini, să le lipesc aici și apoi să le decorez. Vor fi chestii de Paște, mă gândesc ceva de ziua mea pentru că luna aceasta este ziua mea. Ce și ceva care să-mi aduc aminte de această lună. Aici avem cheltuielile lunare. Um, videoclipul de luna trecută nu am mai reușit să ajungă online, dar vă zic că am modificat puțin, am schimbat puțin modul în care îmi decorez agenda, am renunțat la washi tape în mare parte și am decis să colorez așa. Sper să se vadă mai bine, cam să țin așa. Aici am cheltuielile lunare, aici cheltuielile cosmetice. Că tot așa cred că se vede mai bine. Bun, pe această pagină am lăsat-o pentru colaborări. La fel am făcut aici o mică chestie. Idei de articole. Pentru articole, dar și pentru YouTube. Și am desenat aici. Stați să văd dacă se vede bine. Un bec. Mi s-a părut foarte simpatic. Așa. În continuare. Produse preferate. Lăsată pagină și produsele pentru produsele empty, produsele pe care le voi, cum, le voi termina. Um, în ceea ce privește acest pix, după cum vedeți voi de la o pagină la alta, nu este, poate nici agenda nu este de calitate, dar nici pixul nu prea este pentru că se vede de pe o parte pe alta și se vede neplăcut. Aici, lucruri care mă fac fericită, pentru care sunt recunoscătoare, adică gratitude, le voi scrie 1, 2, 3, 4, Noi voi nota fiecare zi și voi scrie, iarăși, după cum vă spuneam, se transferă pixul de pe o pagină pe alta. Cărțile citite. Data trecută am avut două rafturi cu câte 5 rafturi pe fiecare, adică 10 cărți. Luna trecută, în, în martie, am reușit să citesc 11 cărți, iar luna asta sper măcar 12 să citesc, așa că am mai făcut încă un raft și am mai făcut aici și următoarele cărți citate pentru citate, citate care le voi găsi în cărțile pe care le voi citi în această lună și îmi vor plăcea. Am lăsat aceste pagini libere. Acum, aici voi face postările pentru blog. Câte data trecută am zis că am lăsat o singură pagină și am scris așa, dar nu mi-a plăcut mie cum a ieșit. Și am zis că trebuie să las un pic mai mult loc și să nu le numerotez din timp. Pentru că sunt zile în care postez de mai multe ori pe zi și nu vreau să îngrămădesc această pagină. În continuare, postările de YouTube. Aici am lăsat o singură pagină și cu siguranță vor, va ajunge această pagină. TV Series voi face... Stați să vă arăt, sper să se vadă. Am desenat, v-am zis că a dat tarta mine și a desenat aici un televizor dintre la vechi și antic, <coughs> mă scuzați, voi face un tabel cu filmele pe care vreau să le văd, serialele mai mult, nu filmele, și le voi trece aici ca să țin așa o evidență asupra serialelor pentru că se întâmplă uneori să uit dacă am văzut sau nu am văzut. La wishlist am ales să desenez acești trandafiri. Dați așa, sper să focalizeze și să se vadă bine, cam așa arată trandafirii și aici la fel și aici avem pagina pentru comanda even, la fel, dacă ar focaliza ar fi super, așa, lăsate aici și aici câteva pagini libere, habit tracker, mi-am făcut și eu habit tracker, și am găsit niște aptipilduri foarte, foarte simpatice, zic eu, pe care am decis să le lipesc în loc să scriu. Deci, ce mă interesează pe mine în această lună? Dacă iau în fiecare zi suplimentele necesare, dacă mănânc fără să fac... Mm, na, să mă simt de, de o de anumită dietă, să mă hidratez corespunzător, să beau în fiecare zi o cană de ceai verde, să fac mișcare în fiecare zi, să mă bag în pat înainte de ora 12 în seara. Înainte am zis 11, dar ora 11 nu este potrivită pentru mine. Să citesc, să urmăresc seriale, să scriu pe blog, să postez pe Instagram, să comentez pe blogurile pe care le urmăresc și să răspund la comentariile mele pe care le primesc eu pe blogul meu. Așa, acum, în ceea ce privește zilele lunii propriu zise, am ales să nu mai împart așa pagina în 4, pentru că având și atât washi tape și atâtea pilduri pe aici, pe aici chiar nu mai aveam loc să sun nimic. Și am ales varianta asta, varianta asta am avut-o și luna trecută și chiar mi-a plăcut. Sper că pe viitor să mă înțeleg cu ea și să rămână așa. Aici am pus niște paper tape și am scris începând de astăzi, sâmbătă 1 aprilie, astăzi, eu astăzi filmez că este sâmbătă, dar voi o să vedeți duminică. Avem zilele trecute, a fiecare rămas, de nimic spectaculos, le-am lăsat așa pe toate, după cum se vede. Așa. Ce am mai adus în plus? agendei mele. Avem aici o pagină care se numește 20 Minutes Cleaning Spree. Am desenat aici un pămătuf de praf și un, o chestie, un spray pentru mobilă, pentru geamuri, pentru ce vreți voi, ceva de curățenie. Ce mă interesează pe mine să țin evidența la timpul pe care îl fac în curățând în dormitor, în baie și în dressing. Bucătăria nu am trecut aici pentru că acolo nu este problema aceasta fucking pe moment. Dar aici vreau să văd cum să împart cumva teascurile pentru fiecare zi ca să nu fiu sâmbătă nevoită să petrec mult mai mult timp decât aș dori făcând curățenie. Așa. La fel, aici, încă o chestie nouă pe care am introdus-o în agenda este programul de studiu. La fel, am desenat aici un caiet și mi-am notat zilele în care vreau să studiez. Am evitat să trec zilele de sâmbătă și duminică și zilele din preajma Paștelui, când cu siguranță nu voi avea timp de studiu. Cam așa, sper aici să completez la fiecare. Și aici, nu știu dacă se vede, era o foaie și am rupt-o pentru că am făcut un slip tracker, dar l-am greșit și m-am ofticat și l-am rupt. Dar o să urmeze, presupun că o să complete și această pagină cu slip tracker și cam atât. Așa. Sper să vă placă. Dacă aveți ceva nelămuriri, dacă aveți vreo idee sau vreo sugestie, vă rog să mi lăsați. Vă pup și ne vedem în videoclipul următor. Pa, pa!